Alicartele deschidere, așa că împotriva lui Thepchaiya Un-nooh, deci, care se poate dovedi unul foarte, foarte tare, deoarece Carter, știm foarte bine, într-o zi bună, joacă un snooker de cea mai bună calitate, de top mondial, fost finalist la campionatul mondial. Carter știe ce înseamnă miza unui meci mare, știe ce înseamnă să evoluezi la cea mai bună și cea mai mare arenă din lume. Putem spune că pleacă ușor outsider Thepchaiya Un-nooh, dar mă aștept la o confruntare destul de echilibrată. Lovitură de siguranță, de puțin reușește să evite bila albastră, dar comite fault și având bila albă în D, Thepchaiya Un-nooh poate ataca această bilă roșie confortabil. Se reușește cam 10 din 10 la acele lovituri de distanță când vine vorba de acest nivel. Lovitură cu stop întârziat. Thepchaiya Un-nooh, un jucător foarte consistent, dar nu foarte constant. Spectaculos. Are multe cuvinte de laudă pe care le poți adresa. Poate că ar fi mai bună, puțin mai multă disciplină în jocul său, exact ce a făcut Ronnie în a doua parte a carierei. Disciplina i-a adus un plus în rezultate și asta s-a văzut. S-a bătut cu cei mai buni și la vârsta de aproape 50 de ani. Revine la masă Carter după o ratare destul de surprinzătoare din partea tailandezului. Six. Sixteen on the first.
safety. That's enough. Alicarter la deschidere, așa că împotriva lui Thepchaiya Un-nooh, deci care se poate dovedi unul foarte, foarte tare, deoarece Carter știm foarte bine. Într-o zi bună, joacă un snooker de cea mai bună calitate, de top mondial. Fost finalist la campionatul mondial, Carter știe ce înseamnă miza unui meci mare, știe ce înseamnă să evoluezi la cea mai bună și cea mai mare arenă din lume. Putem spune că pleacă ușor outsider Thepchaiya Un-nooh, dar mă aștept la o confruntare destul de echilibrată. Lovitură de siguranță, de puțin reușește să evite pila albastră, dar comite foul și având bila albă în D, Thepchaiya Un-nooh poate ataca această bila roșie confortabil. Se reușește cam 10 din 10 la acele lovituri de distanță când vine vorba de acest nivel. Lovitura cu stop întârziat. Thepchaiya Un-nooh
Un jucător foarte consistent, dar nu foarte constant. Spectaculos. Are multe cuvinte de laudă pe care le poți adresa. Poate că ar fi mai bună, puțin mai multă disciplină în jocul său. Exact ce a făcut Ronnie în a doua parte a carierei. Disciplina i-a adus un plus în rezultate și asta s-a văzut. S-a bătut cu cei mai buni și la vârsta de aproape 50 de ani. Revine la masă Carter după o ratare destul de surprinzătoare din partea tailandezului. Six. Sixteen on the free. Fifteen.
Merci. Très bien.